merită de toată inima să spunem cu toții ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și vă spune acum și în veci de veci. Amin. Mulțumim Domnului că avem halul acesta să fim din nou în prezența lui Dumnezeu în anul acesta. Un an nou și cu aceleași gânduri ca și anul trecut, acele gânduri importante de a rămâne lângă Dumnezeu și de a umbla cu Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Poetul într-o cântare spunea: o zi cu tine dă bucurii de pline. O zi cu Dumnezeu, bucuria este asigurată. Cu siguranță, o viață cu Dumnezeu are același rezultat. Bucurie de plină. Psalmistul în psalmul care s-a citit în această dimineață, în psalmul 5, în versetul 11, ne scoate în evidență două lucruri importante. Spune așa: atunci toți cei ce se încred în tine se vor bucura. Cine se vor bucura? Cei ce se încred în tine. Cred că și cu toții vrem să ne bucurăm în viața aceasta. Și eu și dumneavoastră și altul, dacă este vreun nou pe pământ, să nu dorească bucuria viață. Dorim să ne bucurăm. Dar pentru ca să ne bucurăm în viața aceasta, trebuie ca noi să facem niște lucruri. Unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este să ne încredem în Domnul. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Un al doilea lucru pe care trebuie să-l facem spune așa: tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele Tău. Deci Dumnezeu va fi bucuria celor ce iubesc numele Domnului. Ce trebuie să facem? Să iubim numele Domnului și Dumnezeu va fi bucuria noastră. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Altul de pe inimă, încă de anul trecut, mi l-a pus Domnul și vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră și suntem la 13-a zi, prima zi de 13 din anul acesta, 2013, și îl găsesc potrivit să îl împărtășesc cu dumneavoastră împreună. Un nou an și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze anul acesta ca să călătorim în continuare cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne promite că nu vom trece prin încercări sau prin probleme. Însă Dumnezeu promite ceva, că își va fi cu noi în încercări și în probleme. Cu siguranță, dacă noi vom rămâne lângă El, Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Aș vrea să vă prezint trei gânduri pe care vreau să le lăsăm în anul care a trecut. Și nu numai. Să nu le facem niciodată. Sunt trei lucruri pe care Dumnezeu dorește de la copiii Lui să nu le facă. Noi nu-i place lui Dumnezeu. Aș vrea să deschidem Scriptura la 1 Împărați, capitolul 3, cu versetul 11. Imediat acolo, după ce apare, după ce Solomon cere, face o cerere înaintea lui Dumnezeu și cere din partea lui Dumnezeu să-i dea o inimă pricepută ca să poată să judece poporul. Și Dumnezeu în versetul 11 spune așa: fiindcă lucrul acesta îl cer și fiindcă nu cer pentru tine viață lungă, un lucru pe care nu-i place lui Dumnezeu, ca noi oamenii să cerem din partea lui Dumnezeu viață lungă, pentru că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Și El, cât a hotărât, atât vom trăi de la lucrul acesta. Deci viață lungă, fiindcă nu cer pentru tine viață lungă, doi, nici bogății, dacă vrea Dumnezeu să ajungi bogat, o să ajungi bogat.
Dar dacă Dumnezeu nu vrea să ajungi bogat, nu are rost să te chinești o viață întreagă doar cu gândul acesta să mergi în fiecare zi. Vreau neapărat să fiu bogat, să ajung bogat. Vorbesc de lucrurile pământești. Că nu merit. Pentru că nu vei ajunge. Dacă Dumnezeu vrea, ajunge. Avem în Sfintele Scripturi exemplu pe Iosif, nu? Nu s-a gândit Iosif niciodată să ajungă prim-ministru al Egiptului, într-o altă țară. Și m-am întrebat câteodată și am zis, dacă Dumnezeu l-a fi întrebat pe Iosif, Iosif, uite, vreau să te fac prim-ministru al Egiptului peste câțiva ani de zile. Vei ajunge puternic. Vei ajunge al doilea după faraon. Dar uite drumul pe care trebuie să mergi până acolo. Și să-i fi prezentat Dumnezeu lui Iosif, să-i spus, uite, vei fi vândut de frații tăi, o parte din frații tăi te vor urâ, vei fi aruncat într-o groapă, apoi vor hotărâ să te vândă ca și sclav, vei lucra o perioadă ca și sclav, apoi după o perioadă voi îngădui să intri în pușcărie pe nedrept. Ce zici? Drumul ăsta e spre succes. Accepți? Eu sunt sigur că Iosif nu l-ar fi acceptat. Prefer să stau acolo cu oile, cu frații mei. Dar drumul ăsta nu mi-a gustat. Nu știu la care ar fi. Nu-i așa? De multe ori Dumnezeu, așa cum spunea eu odată într-o împrejurare, Dumnezeu face lucruri mari pe care noi nu le înțelegem. Așa lucrează Dumnezeu în viața noastră, omul. Domnul să ne binecuvânteze în aceasta. Al treilea lucru pe care nu-i place lui Dumnezeu ca noi să-L cerem este nici moartea vrăjmașilor tăi. Deci, unul, viață lungă, bogății și moartea vrăjmașilor tăi. Pentru că nu cer și cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Așa a spus Dumnezeu lui Solomon. E foarte important să știi să ceri din partea lui Dumnezeu, nu-i așa? În această dimineață Dumnezeu ne aduce la cunoștință că și trei lucruri, aceste trei lucruri, să nu le cerem niciodată din partea lui Dumnezeu. Să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze cum vrea El în viața noastră. Domnul să ne binecuvânteze în aceasta. Și vreau să vă mai prezint încă trei lucruri pe care vreau ca să mergem cu ele în fiecare zi, în anul acesta și nu numai tot restul vieții. În Sfânta, unul din lucrurile pe care vreau să fie cu noi în fiecare zi este că vrem să, ca Dumnezeu să umple cu noi în fiecare zi, așa? Știți care este secretul? Este unul singur. Noi să vrem din toată inima să umblăm cu Dumnezeu. Dacă noi vrem cu toată inima să umblăm cu Dumnezeu, Dumnezeu va umbla cu noi. El nu-și va călca cuvântul. În Sfânta Scriptură vorbește despre Enoch că a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și a zis Dumnezeu, destul, Enoch. 300 de ani pe vremea lui, oamenii trăiau 800, 900. A zis Dumnezeu, destul, Enoch. Ai umblat 300 de ani cu mine. Mi-a plăcut foarte mult că ai umblat cu mine. Destul pe pământul acesta. Te iau acasă. Să fii cu mine în cer. Domnul să ne binecuvânteze. Deci dacă vrem să umble Dumnezeu cu noi în fiecare zi, să nu uităm, să ne dăm toate silințele, să umblăm și noi în fiecare zi cu Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze în aceasta. Un al doilea lucru pe care vreau să fie și să se întâmple în viața noastră anul acesta și nu numai, tot restul vieții noastre, este să ne asculte Dumnezeu. Știți care este secretul? Unul singur. Să-L ascultăm noi pe El. Prima dată trebuie să ne dăm noi toate silințele să-L ascultăm pe Dumnezeu. El, Dumnezeu, niciodată nu a avut probleme cu împlinirea cuvântului. Dacă este cineva care are probleme cu împlinirea cuvântului, ăla sunt eu și ești tu. De multe ori nu ne ținem de cuvânt și noi suntem aici. Dar Dumnezeu niciodată nu și-a călcat cuvântul. El face excepții de schimbare de cuvânt doar atunci când rostește o hotărâre în partea unui om sau a unui popor că îl nimicește. Dar dacă se pocăiește, Dumnezeu îl schimbă hotărârea. Doar aici și în sensul acesta Dumnezeu îl schimbă cuvântul.
Însă nimic în altă parte, Dumnezeu când promite ceva, El se ține de cuvânt. 100%. Un lucru este important. Noi să ne dăm silințele atât anul acesta, cât și restul vieții, să ne ținem de cuvânt față de Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze în lucrul acesta. Apoi, un altă lucru care vreau și doresc să rămână în viețile noastre, este în Sfânta Scriptură un singur capitol în care este capitolul 13 și are 13 versete. În toată Scriptura nu este un alt capitol ca și acesta. Foarte interesant lucru este că în acest capitol 13, cu versetul 13, cu 13 versete, vorbește despre ceea ce este cel mai important pentru noi, pentru copiii lui Dumnezeu pe pământul acesta. 1 Corinteni, capitolul 13. Vorbește despre dragoste. Și aș vrea ca atât anul acesta, cât și tot restul vieții noastre, să umblăm în dragostea lui Dumnezeu. Și sigur că și aici, dacă noi vom umbla și vom iubi pe Dumnezeu cu toată inima noastră, și Dumnezeu ne mai iubi pe noi. Întotdeauna. Vreau să mă opresc aici. Cu aceste gânduri și să mergem înaintea lui Dumnezeu în această rugăciune. Și în această rugăciune să ne rugăm lui Dumnezeu să-i mulțumim pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi până aici. Și în a doua parte a rugăciunii să cerem din partea lui Dumnezeu ca în viața noastră, în anul acesta și în restul vieții noastre, să căutăm în fiecare zi să umblăm cu Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu și să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră. Amin. Citesc versetul 13. Acum, dar rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin.